Masca e obligatorie, dar nu chiar. Așa lasă de înțeles Ministerul Sănătății în ultimul uh, timp. Uh, totul este extrem de haotic și interpretat și reinterpretat. Uh, trebuie sau nu să por mască dacă mergi singur pe stradă? Este întrebarea cu care au rămas mulți români după anunțul reintroducerii obligativității purtării măștii pe stradă. Răspunsul este și da și nu. Ordinul semnat astăzi de ministrul interimar, Ceche Otilo și de șeful internelor, Bode, spune că masca este obligatorie, dar cu excepții. O persoană care circulă singură sau cu persoane cu care locuiește împreună într-un spațiu neaglomerat nu trebuie să poarte mască, spune Ministerul Sănătății. În schimb, atunci când interacționează cu alte persoane decât cu cele cu care locuiește, trebuie să poarte mască. Practic, o măsură restrictivă și nu prea, care va lăsa la latitudinea fiecăruia să interpreteze ce înseamnă mai mult sau mai puțin aglomerat atunci când merge pe stradă. Dar pandemia a dus și alte, să le spunem, aberații care nu țin doar de mască. Ei, cea mai frecventă este întâlnită de românii care au trecut prin boală fără să aibă simptome. Ei nu se află în registrul celor trecuți prin boală, deși au anticorpi. Iar acest lucru îi împiedică să obțină și certificatul Verde. O astfel de situație discutabilă este și pentru cei vaccinați cu alte vaccinuri decât cele aprobate în România. Angajații unor companii din Orientul Mijlociu, inclusiv aeriene, se află în această categorie.